George Paul Avram a fost un actor român de film, radio, televiziune, scenă și voce, dar s-a remarcat în mod deosebit în Toate pânzele sus, unde a interpretat rolul lui Haralamb. S-a născut pe 31 martie 1940 și a murit pe 16 iulie 2020. Așa cum menționam anterior, s-a făcut remarcat în iubita peliculă Toate pânzele sus, unde i-a dat viață personajului Haralamb. Printre cele mai cunoscute filme ale sale, conform Wikipedia, se numără și Ștefan cel Mare, Vaslui 1475, 1975, Actorul și sălbaticii 1975, Toate pânzele sus, episoadele 1-12, 1977, Aurel Vlaicu 1978, Neamărin miliardar 1979, Vacanță tragică 1979, Orgolii 1982, Un echipaj pentru Singapore, 1982, Secvențe, 1982, Mirica Popescu, 1984, Colierul de turcoaze, 1986, François Villon, Rolul poetului vagabond, 1987, Începutul adevărului, Oglinda, 1994, Cuscrele, 2005, Restul e tăcere, 2008, Marilena, 2008, Îngerii, 2008. Nemulțumit de represaliile la care a fost supus de un important director al Ministerului Culturii în perioada comunistă, George Paul Avram s-a văzut nevoit să fugă în Germania în 1987. A făcut asta în ciuda faptului că, de-a lungul carierei, marele actor a adunat mai bine de 50 de roluri în cele mai importante piese puse în scenă la Teatrul Național din București, precum și apariții cheie în producții cinematografice, cum ar fi Actorul și sălbaticii, Mitică Popescu. În 2005, la ani bun după Revoluție, a revenit în România și a fost repus în toate drepturile care îi se cuveneau ca cetățean român. Ba mai mult decât atât, a reușit să-și rea cariera, George fiind distribuit de regizorul Nae Cosmescu în serialul Cuscrele, produs de Național TV. Erau vremuri extrem de tensionate din punct de vedere politic. Sincer să fiu, nici nu mă așteptam să capăt viza și să plec în excursia pe care o plănuiam. În perioada aceea s-a întâmplat însă un lucru neașteptat. Conjunctura fericită a constat într-o condiție pusă de Congresul Statelor Unite pentru a mai acorda României clauza națiunii cele mai favorizate și anume de a permite cetățenilor români să călătorească liber. Am profitat de această ocazie. Țin minte că doar cu câteva zile înainte, după un spectacol, unul dintre colegi îmi spusese să mă întorc la timp pentru că se mai programaseră niște reprezentații. Hotărârea mea de a rămâne în străinătate era deja luată și bine tăinuită, așa că am dat din cap și am încheiat discuția. Eu am rămas în Germania, nu m-am despărțit ușor de teatru, dar cea mai dificilă despărțire a fost cea de fiul meu, atunci în vârstă de 13 ani, exact la vârsta la care un băiat are mai mare nevoie de un tată. Eram totuși deja o familie destrămată. L-am sprijinit însă cât am putut, inclusiv din punct de vedere financiar. Când am ajuns la Europa Liberă și am dat interviu, am auzit în sfârșit formula deja știută de toți. Actorul George Paul Avram a ales libertatea. Firește, n-aveam de unde să știu că numai după 2 ani, acel 1989, va aduce cu sine lucrurile pe care le vedem astăzi în jurul nostru. Totuși, și nu cred că mă va contrazice cineva, aceste lucruri se zbăteau atunci într-un haos descurajant pentru mulți români dornici să se întoarcă acasă. Iar unul dintre ei recunosc că am fost și eu. Deși acum, privind retrospectiv, realizez că atunci era momentul prielnic, atunci când multe erau luate din nou de la un bun început, a declarat acesta în timpul vieții sale. În 2020, George Paul Avram pleca definitiv, de această dată nu din țară, ci din viață. S-a stins la vârsta de 80 de ani.